În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cel despre concursul de ecologie care și-a desemnat câștigătorii. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află știrea despre prima ediție a zilelor comunei Lunca Bradului. Materialul despre avântul Reghin, în care ați făcut cunoștință cu jucătorul Conioro Peter, s-a clasat pe locul 3. Materialul despre jucătorul transferat în această vară la avântul Reghin, Conioro Peter, este cel mai vizionat material în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu aproape pe 1000 de accesări. Materialul despre secui din Transilvania din cadrul rubricii Calendarul zilei s-a clasat pe locul 2, iar pe a treia poziție ca număr de accesări se află știrea despre prima ediție a zilelor comunei Lunca Bradului. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.